Trebuie să spunem că, din nou, în sănătate și poate în sectorul public, sinceritatea nu este întotdeauna apreciată la adevărata ei valoare. Iar, din nou, pentru a fi sincer, nu avem bani în România pentru a clădi toate spitalele de care această țară are nevoie. Avem un studiu pe care îl vom prezenta săptămâna viitoare, cel mai probabil, un studiu al stării infrastructurii naționale de sănătate, circa 30% din spitalele din România funcționează în clădiri cu risc seismic 1 sau 2. Deci, avem nevoie de investiții masive în infrastructura de sănătate din România, iar, în opinia noastră, fondurile necesare pot veni foarte bine și de la sectorul privat, iar know-how-ul pe care și eficiența pe care o poate aduce sectorul privat este esențială. Când spun parteneriat public-privat în sănătate, mă refer la un concept foarte simplu, acela de Facility Management PPP, pe care l-am pregătit împreună cu doamna ministru Anca Dragu la Ministerul Finanțelor. Este unul foarte simplu în care privatul nu oferă actul medical. Actul medical rămâne în responsabilitatea statului, însă ceea ce face partenerul privat este să pună la dispoziție, să financeze, să construiască și apoi să pună la dispoziția statului clădirea spitalului și echipamentul și să se asigure că partea tehnică a spitalului funcționează așa cum trebuie.